Oaspeții au deschis scorul încă din al treilea minut al întâlnirii prin Tudorache. La jumătate de oră de fluierul de start, Gheara Sim a stabilit scorul pauzei, 0-2. Ieșinii au scăpat complet de emoții în minutul 66. Tudorache și-a trecut în cont dubla după o pasă primită de la Botezatu. După doar 4 minute, Tăcuțanu a marcat al patrulea gol al oaspeților. Reușita de onoare a rădăuțenilor a fost semnată în minutul 81, dintr-un penalti transformat de Zaremba. Scorul final, 1-5, a fost stabilit 3 minute mai târziu de Tudorache. Următoarea etapă din Liga a 3-a programează duelul direct dintre Bucovina Rădăuți și FC Bojoruta, cu prima echipă în postura de gazdă.